Capitole de credință. Adevăratul fiu al lui Avram. Partea 1. Spuneți-mi, Ismael, cu ceva ani în urmă, nu contează exact cu cât de mult timp, pe când aveam puține cunoștințe despre poporul adventist și nu mă interesa nimic special în credința lor, m-am întors de la rugăciunea de vineri pentru a-mi relua munca tristă. Sunt un om din Est, m-am născut, am crescut și m-am jucat în copilărie în praful deșertului, același praf pe care profetul Avram l-a spălat de pe picioare la fântânile din Haran. Da, Haran este încă o oază, un pământ umed și minunat la marginea unui deșert mizerabil. Acum sunt departe de Haran și chiar și mai departe de copilăria mea. Izvoarele fericirii mele au secat în timp ce petrec ore nesfârșite la ușa unei clădiri vechi din beton. Sunt portar. Zilnic stau și privesc oamenii și mașinile trecând cu valurile mării sărate. O plictiseală necurțătoare îmi lovește cu putere sufletul, iar anonimatul apăsător petrecut într-o muncă inutilă mă cuprinde. Nu există niciun sens mai mare în viață decât acesta. Mă uit la bărbații de pe stradă care stau și se uită la taxiuri, la trotuarul plin de viață și la orașul care nu doarme niciodată. Ce crede ei despre asta? Stau cu țigările lor, cu ochii lipsiți de expresie și cu o mare întrebare în minte. Întrebare care a fost și a mea până în ziua aceea de vineri, când un adventist a intrat în clădire și în lumea mea. Era străin și îl chema Barnabas. Mi-a plăcut de el din momentul în care am stat împreună în cochilia unui apartament gol și m-a anunțat că intenționează să-l transforme într-o biserică. Dacă ar fi spus că plănuiește să inunde locul și să facă o piscină, n-aș fi putut fi mai surprins și mai încântat. Când l-am văzut pe Barnabas a cincea oară, m-a sărutat pe ambii obrași și mi-a oferit un cuțit de buzunar elegant, un cadou făcut, fără niciun motiv evident. Mi-ar fi plăcut de el chiar și fără să fi primit cadoul și părea că apeductele Haranului au început să curgă din nou în mine. L-am urmărit pe Barnabas, punându-se pe treabă și transformând grota murdară aflată la 80 de picioare deasupra străzii într-un lăcaș de cult sfânt. Am fost surprins să-l văd lucrând cu pietre, beton, lemn și oțel. Am presupus că era un om învățat, dar se simțea ciudat de confortabil cu mistria și ciocanul. Dacă ar fi fost un turc cu studii similare, nu s-ar fi atins niciodată de aceste lucruri. Cel mai neobișnuit lucru pentru mine în privința lui Barnabas nu a fost că lucra cu unelte, ci munca lui cu oamenii. Îi privea pe toți oamenii de pe strada noastră în mod egal, cu aceeași sclipire de speranță în ochi, de parcă ar vedea ceva remarcabil în fiecare. M-am gândit mult la aceste lucruri în timp ce stăteam la postul meu. În timp ce își pregătea biserica, Barnabas m-a întrebat dacă știu vreun zograf. Cunoșteam unul, deși nu foarte bine, și l-am recomandat. Numele lui era Ali. Pe măsură ce Barnabas și-a schițat planurile, Ali s-a autopromovat și pentru slujba de a construi zidurile necesare sălilor de clasă. Pentru a scurta povestea, Ali l-a înșelat pe Barnabas. Fapta sumbră a ieșit la iveală când Ali, Barnabas și cu mine stăteam față în față în camera în care s-a întâmplat hoția. Eram obișnuit să văd cum oamenii se ceartă până la sânge după o astfel de infracțiune și mă așteptam ca răzbunarea lui Barnabas pentru fapta comisă să explodeze. La urma urmei, există ceva în fiecare om când este nedreptățit, care tânjește să joace rolurile de judecător și de călău, dar în loc să-i permită diavolului să-i ocupe sufletul, Barnabas i-a ținut lui Ali o prelegere clară despre iertare, apoi i-a strâns mâna, l-a condus la ușă și și-a luat rămas bun. Ochii mei n-au văzut niciodată un lucru atât de ciudat și de nobil. Auzisem despre Hristos și acum, iată, o demonstrație a lui. Apoi, cu bună dispoziție, Barnabas s-a întors imediat pentru a începe să remedieze lucrarea prost făcută. M-am temut că faptul că îl recomandasem pe Ali avea să-mi strice prietenia cu Barnabas, dar covorul iertării pe care îl desfășurase era mare și m-a primit și pe mine pe el. Simțeam acum că este rândul meu să dau ceva înapoi acestei prietenii. Dar ce puteam să-i dau unui creștin în dar? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!